Bună ziua abonaților mei de pe canalul de YouTube. Astăzi vă prezint lucrarea finalizată la cheie predată. După cum știți, am avut gardul de dat cu decorativă, de vopsit, de îndreptat, de montat aceste căciulii. Curtea am avut-o cu pavat. Deci curtea am pavat-o. Acum se taie și gazon, se vede. Da, casa am avut-o de vopsit. Se vede că s-a montat încadramente cu solbancuri. Da. Avem montate păstări cu niște lămpi foarte frumoase. Hai să facem un tur. Aici trebuie să se facă, să se amenajeze cu o mochetă și piatră foarte frumoasă, modelată. Avem capitelul și balustrăzile făcute, solbancuri și încadramente peste tot. Pavimentul foarte frumos de la Ellis, un pavaj format din trei mărimi, după cum vedem. Avem plăci de 30x30, plăci de 30x10 și placă de 10x10. Mi-a luat fix o lună și un pic acest proiect, dar a ieșit așa cum trebuie. După cum se vede, am încercat să nu facem foarte multe tăieturi și ne-a ieșit. Avem trotuarul din spatele casei și aici în față o terasă mică. Aici la fel o terasă mică unde am placat-o. S-a ținut cont de la fel de toate detaliile. S-a dat și pantă pentru drenajul apei. Mulțumim clientului meu, Stelica și Cristina, niște oameni deosebiți. Mulțumim Cristinei pentru a păstra acel rotund acolo, acel sens unic, sens giratoriu. Gata, gata să-l demontăm, dar s-ar putea să iasă ceva de vis. Avem aici coloana asta super frumoasă de la Art Decor. Inițial nu vreau să punem, nu aveam să punem solbancurile, dar tot Cristina a venit cu ideea și am pus solbancuri până și la geamul rotund. Cer scuze pentru zgomotul produs. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru mai multe lucruri. Avem aici încă o coloană montată. Super, super montată de jos, pardon, da, o coloană foarte frumoasă, la fel a copiat partea de sus, o curte extraordinară. Vă mulțumim frumos, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Doamne ajută!